Luni 27 martie, elevii claselor a 12-a și a 13-a au susținut prima probă la limba și literatura română din cadrul simulărilor examenului de bacalaureat. Celelalte probe se vor desfășura conform calendarului. Pe 28 martie va fi proba obligatorie a profilului. Pe 29 martie se va susține proba la alegerea profilului și specializării și pe 30 martie va fi proba la limba și literatura maternă. Rezultatele obținute vor fi afișate pe 6 aprilie 2023 și nu se vor trece în catalog.